Uniunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU are loc astăzi pe tema situației de la centrala nucleară Zaporojie. Întrunirea va avea loc la sediul ONU de la New York și ar fi fost solicitată chiar de Rusia, în contextul în care Moscova și Kiev se acuză reciproc de câteva zile de efectuarea unor bombardamente în apropierea centralei nucleare. G7 a cerut Rusiei să predea controlul asupra centralelor nucleare din Ucraina, avertizând asupra riscurilor unor incidente militare ce pot avea repercusiuni internaționale. În direct cu noi este istoricul Marian Zidaru. Bună dimineața, domnule Zidaru! Română. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Iată o întâlnire extrem de importantă. Se pare că ar fi fost cerută chiar de Rusia. Sunt tot felul de informații care vin de acolo. Există vreun pericol din punctul noastră de vedere la acest moment? În acest moment nu există niciun pericol, chiar dacă deci există o monitorizare permanentă a centralei respective, nu, inclusiv de către țara noastră, instituțiile specializate, aceștia au raportat că nu e nicio scurgere de gaze. Chiar dacă ar fi vorba de o lovitură directă cu armament convențional asupra centrale, aceasta nu ar avea efectul unor scurgeri de radiații, pentru că acestea sunt construite după anii 90, sunt foarte solide și nu vor fi distruse cu una, cu două. Deci, majoritatea specialiștilor în centrale nucleare spun că doar o explozie nucleară dar asta ar însemna o intenție de a provoca un dezastru. Numai Rusia are așa ceva. Există vreo șansă, domnule Zidaru, din punctul nostru de vedere, ca rușii să predea controlul asupra acestei centrale? Nu cred că o să accepte să predea controlul asupra acestei centrale. Ce vreau să mai... Deci pentru că controlul acestei centrale înseamnă controlul asupra distribuției de energie în toată Ucraina, pentru că este cea mai mare centrală din Ucraina. Deci nu or să vrea să dea de bună voie controlul asupra centralei nucleare. În altă ordine de idei, se știe că Rusia are drept de veto în Consiliul de Securitate și orice propunere de rezoluție care nu i-ar conveni, nu ar putea să treacă. În plus, în Consiliul de Securitate mai e și China, la fel cu drept de veto. Deci nu. În altă ordine de idei au fost o serie de acuzații reciproce, de bombardament, iar s-a spus că Rusia ar fi minat centrala, lucrurile s-au dovedit a fi fake news, deci nu e vorba despre așa ceva. Sigur, sunt lupte în zonă, dar deocamdată siguranța centralei nu este afectată. De altfel, dacă vă amintiți, din martie încoace tot apar în fiecare lună. Corect. Informații din astea că o să fie, din păcate mai pică și oficialii noștri în capcana asta dezinformărilor, vedeți cazul cu Iodul și Ministrul Sănătății. Așteptăm și noi oricum concluziile acestei ședințe de la ONU, vedem la ce concluzii vor ajunge. Mulțumesc foarte mult, domnule Zidaru, pentru intervenție, de asemenea pentru toată analiza.